Salut și bine v-am găsit la primul meu tutorial al Bad Gaming din Minecraft. Și astăzi o să vă arăt 3 lucruri esențiale care multă lume încă nu le știe. Pentru începători, pe scurt. Cum se face nicovala? Veți avea nevoie de 3 blocuri de iron și 4 iron ingots. Și dacă folosiți crafting table-ul, o să iese o nicovală. Vom încerca să vedem. 3, 4. Îmi voi ieși un anvil. Îl voi pune și iar aici al doilea, să trecem la al doilea item. Dar mai întâi de toate vreau să arăt la ce e folositor anvilul. În anvil putem să, de exemplu, să schimbăm numele al unui item, pe vedeți. Sau să zicem că luăm o sabie și vrem să-i punem sharpness. Folosim o carte de enchant. O pune și după cum vedeți va da sharpness 5 și iar de la plus 7 attack damage va deveni plus 13,25 attack damage. Și bănuiesc că și puteți pune din ce în ce mai multe enchanturi, doar că să zicem că cu cât puneți mai multe, cu atât va costa mai mult. Așa că în fine. Nu mai avem nevoie, așa că să trecem la cel mai folositor lucru, să zicem, dintre toate. Cum să obțineți culori? Exact, culori. Pentru început, pot folosi cu crafting table. De exemplu, ca să obține Dandelion Yellow, vom folosi Dandelion, da? Dar pentru Rose Red putem folosi și Poppy și Rose Bush. Da. Dar dacă vreți să luați Cactus Green, trebuie să ardeți cactusul. Dar okay, am să încerc. Cum vedeți. Da. Iar al treilea lucru. Glass. Glass-ul se obține prin arderea nisipului. Da. Glass-ul se mă obține. Dacă ardem. Voi încerca să obțin niște glass. Oh, puteți obține glass și cu red sand. Același lucru. Și tada! Am obținut un glass block. Iar din red sand iese același lucru. Dar nu contează acum. Așa că, da. Și cam atât. Cam atâta. Sper să ne mai vedem într-un alt videoclip. Vă mulțumesc mult. La revedere.